Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste, o nouă etalare cu titlul Tu și el sau ea încotro. Haideți să vedem de data aceasta spre ce se vor orienta energiile din aceste cărți. Din nou am extras 5 cărți, așa cum v-am obișnuit. Pentru a vedea de data aceasta ce vă rezervă vouă celor care sunteți în relație sau celor care sunteți singuri sau în pauză de la relație și pur și simplu nu vă puteți lua gândul de la persoana voastră. Haideți să vedem prima carte. Da, iată că a sosit momentul să te îngrijești mai mult. Dragul meu sau draga mea, este timpul în care, pe care să ți-l acorzi și ție însuți sau ție însăți. Așadar, iată că în această perioadă, mai ales pentru aceia dintre voi sau acelea dintre voi care sunteți în pauză de la relație, în distanță față de persoana voastră, ați luat hotărârea ca acest timp de calitate să îl valorizați într-un fel astfel încât să vă fie vouă benefic, da? Mai ales aceia dintre voi sau acelea dintre voi care nu ați avut timpul cât erați în relație să vă ocupați atât de mult de voi, dar pur și simplu în această perioadă simțiți nevoia să vă asigurați vouă această atenție. Pur și simplu nu vă veți mai nega exact cum ați făcut-o până acum. Da? Și mai ales veți oferi un timp sacru corpului vostru. Da? Din acest punct de vedere, văd că foarte mulți sau foarte multe dintre voi vă veți oferi acele delicii pe care vi le poate oferi masajul sau orice altă tehnică de înfrumusețare la care puteți apela în diverse clinici, da? Sau la diverse persoane specializate în acest sens. Da, dragii mei, este o carte foarte bună, o carte benefică care vorbește despre grija pentru sine. Haideți să vedem dincolo de această grijă de sine. Da, următoarea carte vorbește despre faptul că persoana ta se simte atât de legată de tine, da, chiar dacă este departe de tine în acest moment, da, vorbesc mai ales pentru aceia care sunteți în separare, cealaltă persoană, deci persoana ta, se simte vinovat sau vinovată de faptul că te-a trădat, pentru aceia dintre voi care ați suferit această trădare, sau se simte vinovat sau vinovată pentru modul cum s-a comportat cu voi, pentru modul în care v-au vorbit în ultima perioadă, da? Pur și simplu această persoană se simte foarte legată de voi și știe că dincolo de această conexiune, el sau ea nu există de fapt, da? Din acest punct de vedere, văd că îi este teamă să-ți vorbească, este teamă să-ți spună, dar el sau ea ia o decizie în aceste momente și va veni spre tine, fără doar și poate, da? Pentru că simte că acel conflict care a stat la baza separării dintre voi doi trebuie rezolvat, da? Și probabil că s-a gândit și la o anumită tactică de a rezolva acest conflict și mai ales la anumite gesturi romantice pe care vrea să le facă în momentul în care va reveni lângă tine și iată își va pune planul în acțiune în următoarea perioadă. Dragul meu sau draga mea, așteaptă-te la un gest cât se poate de romantic din partea persoanei tale sau din partea fostului tău sau a fostei. Exact știți cum este, exact când voi vă gândeați că relația voastră s-a terminat și că nu o să mai aveți niciodată parte de această persoană, că nu o să-l mai vedeți sau nu o să o mai vedeți niciodată, exact atunci, pe nepusă masă, această persoană va apărea din nou în viața dumneavoastră cu un gest, printr-un gest foarte romantic și făcându-vă să căscați ochii mari, da, de uimire. Dar bineînțeles că îi veți căsca în mod de uimire, în mod pozitiv, da? În sens pozitiv. Și iată că următoarea carte, dragii mei sau dragile mele, se referă la faptul că această persoană, după cum am spus, nu poate sta departe de tine.
Și te-a urmărit toată această perioadă cât a stat în afara ta, da? Cât a stat în afara relației. Te-a urmărit, te urmărește în continuare, este foarte pregătit din toate punctele de vedere atunci când va veni să vorbească în fața ta. Știe ce ai făcut în ultimul timp, știe cu cine te-ai întâlnit, știe ce ai avut în minte, știe că și ție ți-a fost greu să îl uiți sau să o uiți și că ți este greu să faci acest lucru în continuare. Știe că și tu simți la fel ca și el, ca și el sau ea, că aveți o conexiune specială și mai ales că simțiți că această conexiune nu trebuie ratată. Da? Pe aceste lucruri se bazează această persoană în momentul în care va veni spre tine. Da? Bineînțeles că pentru unii dintre voi, poate că voi vă veți da seama la un moment dat că că el sau ea vă urmărește și nu vă va conveni deloc acest lucru, da? Acest aspect. Din acest punct de vedere, este posibil ca chiar voi să faceți o scenă de trezire la realitatea acestei persoane în fața ei sau în fața lui și să îi spuneți că mai bine ar face să își vadă de viața lui sau de viața ei decât să vă urmărească. Da, asta pur și simplu pentru că nu vă place să fiți urmăriți, dragii mei. Cărțile vă spun că cei mai mulți dintre voi veți primi foarte pașnic gestul acestei persoane de a se întoarce la voi și mai ales veți înțelege foarte mult dorința acestuia de a se întoarce în viața voastră, da? Pentru că, exact cum spuneam, și dumneavoastră vă este dor de această persoană. Așa încât vă veți descătușa în fața acesteia sau acestuia și vă veți elibera emoțional și dumneavoastră. Următoarea carte, dragii mei, iată că vorbește despre o persoană care își manifestă gelozia sau și-a manifestat gelozia în tot acest timp și probabil că acest aspect a stat și la baza despărțirii din multora dintre voi doi, da? Văd că în unele relații chiar așa au stat lucrurile. Unul dintre parteneri și-a manifestat gelozia într-un mod tranșant, astfel încât celălalt partener n-a avut nimic de făcut, nimic de ales decât să plece din relație pentru ca totul să se liniștească. Da, acest aspect, faptul că o persoană este geloasă, în relație nu este deloc un semn de bună desfășurare a relației, dar în mici doze câteodată este sănătoasă și această gelozie sau este binevenită. Da? Pentru că aceasta poate fi un semn că, da, într-adevăr, partenerul vostru vă iubește cu adevărat și de aceea este gelos pe celelalte persoane care intră în conexiune cu dumneavoastră. Pe de altă parte, în momentul în care vedeți că acesta întrece măsura cu gelozia, acesta sau aceasta, puteți să îl eliberați din conexiune, da? Puteți să vă eliberați voi înși vă sau voi înse vă din această conexiune, dacă nu mai suportați situația. Hai să vedem și următoarea carte. Da. Următoarea carte vorbește despre o mare transformare, da? Vorbeam despre această transformare că partenerul sau partenera voastră are un plan, da? Este teamă să vă vorbească despre acest plan, dar ia o decizie, da? Ia această decizie și vine spre voi și în momentul în care va veni spre voi, este clar că va vorbi, da? Vă va spune toate acele lucruri la care s-a gândit în ultima perioadă, vă va spune că va recunoaște că da, v-a urmărit. Vă va spune că știe la ce vă gândiți, pentru că oricum, pentru mulți dintre voi este valabil, vă cunoașteți destul de bine unul pe celălalt, astfel încât, da, puteți spune dintr-o privire la ce se gândește celălalt sau cealaltă în relație. Și da, într-adevăr, simțiți că acesta este punctul în care această persoană se va întoarce în viața dumneavoastră și va marca o mare schimbare pentru voi. O mare transformare, da? Pur și simplu această reîntoarcere va însemna faptul că relația voastră este gata să
pornească spre un următor nivel, să se califice pentru următorul nivel. Și da, într-adevăr, sunteți chemați să vă manifestați și să credeți în miracole, pentru că acestea nu vor întârzia să apară. Hai să vedem, dragii mei, încă o carte. Da, iată ce semnificativ, dragii mei, este moartea și învierea sau reînvierea. Moartea și reînvierea, ce poate fi mai de bun augur decât această carte când vorbim de etalări și mai ales de etalări în dragoste, da? Pentru că spuneam, această persoană se întoarce în viața dumneavoastră sau are intenția să se întoarcă, vrea să facă totul astfel încât să nu se mai întâmple lucruri rele pentru voi, pentru relația voastră. Vrea să joace de data aceasta foarte corect față de tine, față de relație, să fie foarte implicat în relație sau implicată, vrea să dea uitării ceea ce a fost urât între voi și la fel îți va cere și ție, dragul meu sau draga mea, și amândoi făcând acest lucru, eliberându-vă de un trecut care poate a însemnat și puțină suferință sau mai multă durere, iată că vă veți da voie să vă orientați din ce în ce mai mult spre ceva mult mai luminos, spre ceva mult mai frumos care se întinde în fața voastră, da? Pentru că văd că se deschide un capitol nou în viața dumneavoastră și acest capitol nou va însemna transformarea vieții dumneavoastră exact în sensul pe care voi l-ați dorit de la început. Hai să vedem încă o carte. Da, iată că avem aici Marea Preoteasă, o carte din nou interesantă când vine vorba de relații și nu numai de relații, de viața voastră în general, da? Pentru că văd că într-adevăr aveți parte de această conexiune din nou care se va aprofunda în ceea ce vă privește și în timp ce se aprofundează această legătură cu sufletul tău pereche, dragul meu sau draga mea, se aprofundează și relația ta intimă cu sinele tău superior, cu divinitatea din tine și din exteriorul tău, da? Pentru că văd că relațiile tale se îmbunătățesc. Probabil că asta trebuia să se întâmple, da? Pentru ca viața ta să ia o turnură cât se poate de pozitivă. Probabil că trebuia să treceți prin asta împreună, trebuia să aveți parte de acele evenimente nefaste în viața dumneavoastră pentru a vă învăța pur și simplu lecțiile. Și odată învățate acele lecții, văd că vă orientați spre ceea ce vă doriți de acum înainte și sunteți mult mai calmi, mai maleabili, amândoi mai dornici să faceți lucrurile așa cum vă doriți pentru a obține efectele pe care vi le doriți în relație și în viață. Dar văd cu această carte a Marii Preotese o disponibilitate a voastră mult mai ridicată spre celest, spre o deschidere a voastră spre divinitate din ce în ce mai mare și legătura voastră cu spiritualitatea care se aprofundează în această perioadă, da? Este ca și cum această conexiune a voastră se îmbunătățește și prin aceasta parcă deveniți mai recunoscători față de divinitate, mai conștienți în fiecare clipă de tot ceea ce aveți și de faptul că, da, sunteți cu adevărat, vă simțiți cu adevărat fericiți și împliniți în relație. Hai să vedem încă o carte. Wow, cât de frumos! Exact ce spuneam și mai devreme. Cu adevărat împliniți sunteți și asta vă așteaptă și în viitorul apropiat, da? Vă așteaptă o familie fericită, iar dacă nu aveți încă această familie, dragii mei, așteptați-vă să vă întemeiați una. Da? Văd aici cel puțin un copil, o fetiță, mai încolo se joacă și alți copii, aveți și un animal de companie, ce poate fi mai grăitor pentru fericirea în familie decât această imagine extraordinară cu cei doi părinți care se țin de mână cu acel copilaș care râde cu gura până la urechi. Da? Veselie maximă, așadar, bucurie, împlinire vă așteaptă în familie și între cei dragi. Așadar, dragii mei, nu vă mai rețineți de la această relație, nu vă mai dați înapoi, faceți tot ceea ce ține de voi pentru a avea parte de ceea ce este mai bun pentru voi și veți vedea că lucrurile se vor orienta spre bine, spre benefic, spre optimismul care v-a caracterizat întotdeauna.
Hai să vedem încă o carte. Da, uitați, exact ce simțeam că trebuie să vă spun, da? Merită să faceți acel efort. O mare dragoste merită să faci pașii pe care ești ghidat sau ghidată să-i faci. Așadar, dragul meu sau draga mea, nu te mai reține, să nu crezi că doar tu faci eforturi considerabile, nu ești singur sau singură în această viață și în această relație. Partenerul te va susține, partenera te va susține pe acest drum și veți purta laurii într-un final, da? Laurii acestei relații extraordinare de care sunteți părtași, la care sunteți părtași. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!